Este ora 19:04. Silvia, într-un final ne auzim și noi pe radio. Spune-mi că mă auzi și că totul este bine. Te aud, totul este bine acum. Totul e bine când se termină cu bine. Da, nu? Ce faci? Cum ești? Sunt bine, sunt acasă la București. Mă bucur de vacanța de vară. Uh-huh. Și, na. Cum te tratează vacanța de vară? Este minunat. Vremea nu a fost neapărat cea mai bună, dar am reușit și așa să profit de timpul liber cât de bine am putut cu arhitectură, părinții, sora mea, mai mică. Se anunță zile mai călduroase de atât, să știi, așa că vremea va fi prietenoasă cu tine într-un final, nu trebuie să-ți faci griji. Silvia, hai să vorbim pentru început despre ultima ta piesă, Stop Running se numește ea, care are parte și de un videoclip. Spune-mi ce reprezintă piesa asta pentru tine, cine a scris-o, cum a scris-o, cum s-a întâmplat totul acolo? Da, Stop Running este al doilea meu single pe care l-am lansat la 18 iunie. Uh-huh. Este o piesă compusă de mine, muzică și text. Și la muzică am avut parte și de o colaborare cu Alexandra Dinu. Și am lucrat cu 3 producători talentați. Piesa cumva este o încurajare la a-ți aborda crush-ul, cum spun eu, la persoana pe care poate o place, o simpatizezi și nu ai neapărat ai niște frici. Da. Da. Are un ritm dansant și te face să uiți. Acesta este cel puțin spiritul pe care l-am căutat prin piesa. Mm-hmm. Și vocea ta caldă, să știi că ne transmite exact lucrul acesta. Se potrivește perfect pe ritmul de acolo și ne place tare. Nu știu, tu ai, asta voiam să te întreb, că mi-ai spus acum, ai curajul de fiecare dată să vorbești cu persoana de care îți place atât de tare? Mie nu mi s-a întâmplat de fiecare dată. Aș vrea să am curajul ăsta. Nu, tocmai de aceea chiar urma să spun că refrenul are un dublu sens. Stop running from love. Publicul ar putea crede că se referă la... E un îndemn pe care eu îl adresez. Eu încurajez să nu mai fugă de iubire, dar de fapt duceam un monolog în faza inițială. Îmi spuneam mie însămi. Da. Știu ce spui. Mai avem nevoie de astfel de conversații cu noi. Vreau să te întreb când anume te-ai apucat de muzică, pentru că acolo pe YouTube scrie că faci muzică de când te știi. Da, într-adevăr, cu cântatul prin casă, în familie, de când mă știu, așa am început, dar cu lecțiile de canto de la 15 ani. Uh-huh. Deci, lecții de pian tot așa de mică, de pe la 4 ani, le-am oprit, continuat. Și încerc acum să consolidez teoria muzicală mai mult, dar îmi place enorm și acesta este visul meu, să fiu un artist complet, dacă s-ar putea. Sigur că se poate. Cu muncă și cu talentul tău o să ajungi acolo garantat. Silvia, asta nu este prima ta piesă, din câte știu eu, din ce am văzut la tine acolo pe YouTube. Să vedă că ești pasionată și talentată pe deasupra. Povestește-ne ce proiecte vrei să mai aduci în perioada următoare. Ce vrei să mai lansezi? Și când? Da, am avut debutul acum puțin timp, luna martie acestui an. Prima piesă, Sapranian este a doua, o piesă cu ritmuri de vară, așa mi-am și dorit să le lansez. Și, sincer, nu am un plan bătut în cuie, îmi doresc să scot cât mai multe piese, 2-3 pe an, până când ajung să întocmesc un album. În paralel aștept să termin și licența, mai am un an de business. Și atunci să fiu 100% pe muzică. Super și multă baftă la licență acolo. L-am învățat la lucrat. Okay. Și în legătură cu muzica o să fie foarte bine garantat. Ce voiam să te mai întreb, dacă ar fi, uite că vorbisem cu un artist înainte și aș vrea să te întreb și pe tine aceeași treabă, dacă ar fi să colaborezi cu un artist din România, oricare ai vrea tu, pe cine ai alege? Wow! Admir foarte mulți artiști și în acest moment îmi vine în minte Andra. Am ascultat multe podcasturi cu ea. Da. Și e o adevărată artistă emblemă.
Într-adevăr, pentru țara noastră, Andra este acolo pe un piedestal, să spunem așa, o artistă completă, o artistă talentată și o artistă care ne aduce de toate constant și se reînnoiește constant. Cine știe, poate într-o zi chiar o să faci o astfel de colaborare cu ea. Doamne ajută, iar plăcea enorm. În altă ordine de idei, povestește-ne, Silvia, ce mai faci, cu ce te mai ocupi, cum mai ești? Din viața mea de zi cu zi, aici în București, pentru că eu studiez la Copenhaga, unde voi pleca în 2 săptămâni înapoi. Dar aici în țară încerc să mă văd cu cât mai mulți prieteni, cu rude, da. Da. Și da, să revizitez locurile care îmi plac și care mă fac să mă simt acasă. Ce alegi, Copenhaga sau România? Nu există întotdeauna, nicăieri nu e ca acasă, cum se spune. Asta am vrut să aud. Nu mă gândesc să rămân acolo. Recunosc că au fost perioade în care puneam în balanță sau mă imaginam trăind acolo, dar pe termen lung aș spune că nu, este doar un gând. E foarte bine, ne place de tine aici acasă, în România, să știi. Silvia, îți mulțumesc tare, tare mult pentru discuție. Așteptăm single-urile tale noi. Până una alta, multă baftă cu licența și sper să ne mai auzim aici la radio. Mulțumesc mult, o să-mi amintesc mereu acest interviu, a fost primul meu interviu la radio. Da, băi, și ce început, cât ne-am chinuit noi acolo la început să facem treaba să meargă. Dar uite că a ieșit foarte bine, să știi. Mă bucur că o să-ți amintești de treaba asta. Siguranță, vă mulțumesc mult. Te pup, seară grozavă să ai, numai bine. La fel, mulțumesc mult. Pa, pa. Pa, pa.